Salutare și bine ați venit la nou podcast. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre experiențele antreprenorilor, freelancerilor sau oamenilor care vor să adauge plus valoare comunității noastre. Astăzi vom discuta despre un proiect minunat, înființat în 2016, care s-a dezvoltat atât de frumos încât a ajutat prin intermediul celor două case, Susinima, din Sibiu și București, oameni vulnerabili din comunități sau grupuri, dar mai ales persoane care au afecțiuni oncologice. Bună, Carmen, îți mulțumesc pentru invitație și îți mulțumesc că m-ai primit acasă. Bine v-am găsit, mă bucur că ați venit la noul nostru centru. Cum ești? Cum te simți? Care e starea ta de spirit? De început vreau să te întreb cine este Carmen Kindrich și cum a luat naștere acest proiect minunat. Sunt, nu știu, un om, cred, care la un moment dat s-a confruntat cu cancer în familie. Nu am fost eu diagnosticată, a fost tatăl meu. Vin din zona antreprenorială și la un moment dat mi-am dat seama că aș putea să fac mai mult bine făcând un ONG și ajutând persoanele afectate de cancer. Cum am început totul? Care a fost prima structură sau prima locație? Primul gând, așa? Primii oameni ajutați, cum ai început? Păi am început să ajut înainte să facem asociația. Îi ajutam pe ceilalți pacienți și pe aparținătorii lor în spitalele unde mergeam cu tatăl meu. Am tot căutat să văd cine îi ajută pe acești oameni. Am văzut că nimeni, mi s-a părut că este o datorie de a mea, fiind acolo și văzând ce li se întâmplă și neavând alt sprijin. Ulterior am decis să facem o asociație ca să putem să acordăm sprijin, cum au ei nevoie, mai ales persoanelor vulnerabile care nu-și permit specialiști și nici măcar nu știu că ar avea nevoie de specialiști. Scopul a fost să putem să găsim fonduri, noi să plătim cei mai buni specialiști și să-i oferim celor care sunt în nevoie și care nu-și permit. Cam așa a fost primul gând. Am început din Sibiu. Am început cu un centru mic unde ne întâlneam periodic la grupuri de suport și art-terapie. Ulterior am aflat că ar fi o nevoie de cazare pentru cei care vin la radioterapie din județele limitrofe și așa a luat naștere prima casă Susinima. Aveam doi în unu. O cameră era centru de sprijin, trei camere erau pentru cazare. A venit COVID-ul, am deschis încă o casă. Alte probleme, am deschis, nu mai puteam să venim, să vină beneficiarii din Sibiu, nu mai puteau să vină peste oamenii care erau cazați ca să nu cumva să se îmbolnăvească. Am deschis apoi, toată partea asta a devenit online. Grupurile noastre s-au făcut online, a fost puțin mai dificil, dar ne-am descurcat. Terapia 1 la 1 cu psihologul a fost online. Am deschis apoi casa din București, cred că în primul an pandemic. Apoi am mai deschis încă o casă în Sibiu. Anul acesta am deschis centru de suport oncologic din Timișoara și acum o săptămână am deschis și centrul acesta care a fost casă Susinima, așa cum este marele nostru centru cu care ne lăudăm că am reușit să îl amenajăm. Da, am văzut că ești susținută de foarte mulți specialiști din diferite domenii. Ce mi-a atras atenția este o meserie nouă, cel puțin pentru mine, n-am mai auzit de navigator psihologic sau... Navigator de pacient oncologic. Navigator de pacient oncologic. Uh-huh. Cu ce se ocupă sau cu ce vine diferit față de ceilalți? Navigatorul de pacient oncologic este o meserie care este în cor din 2021. Anca Gavrilă, coordonatoarea centrului din Sibiu, este primul navigator care a ieșit din prima clasă de navigare de pacient. Clasa pilot a Victoria Iasanache de la Asociația Amazonia din București. Ea a adus această meserie, ea face și cursurile și Anca a fost printre primele ei eleve. De atunci am mai trainuit încă 4 navigatori de pacient, 2 în București, încă unul în Sibiu și unul în Timișoara,
ca să putem să suplinim o nevoie. Ce face navigator de pacient este asta. Îi îndrumă, îi consiliază, face programări, preia beneficiarii de când au o suspiciune de cancer și îndrumă și îi susțin pe tot parcursul lor terapeutic. Am răspuns la întrebare? Da. Ok. Pe lângă asta am văzut că lucrez cu mulți psihologi, psihoterapeuți. Este nevoie, adică se simte foarte mult în cazul unui pacient bolnav de cancer, da, cu psihoterapie? Ne-a luat 3 ani să găsim specialiști. Prima dată a trebuit să vedem exact care este nevoia și la ce ar fi receptivi beneficiarii. 3 ani am căutat până să deschidem centrul din 2015, de când am înființat asociația, până în 2019, când am deschis centrul și casa. Da, avem psihologi, avem navigatori de pacient oncologic, avem colaborator pe oncologie pentru second opinion, avem medic nutriționist, avem asistent social care să-i ajute cu completarea dosarelor pentru gradele de handicap. Chestiuni birocratice, juridice. Exact. De toate felurile. Și art terapeut. Cam asta este echipa. Încercăm cu aceste tipuri de specializări să suplinim și nevoia din Timișoara și ne dorim foarte tare să deschidem un centru de acest tip și în București, lângă Spitalul Fundeni. Căutăm casă, dacă știe cineva ce nu mai zic. Dar oricum vorbești cu ușurință despre lucruri care se fac foarte greu, care au nevoie de infrastructură, resurse și așa mai departe. Cu ce probleme te-ai confruntat de-a lungul timpului? Pentru că mi se pare, niște lucruri foarte complicate. Da. Adică sunt variate, de la partea juridică până la partea medicală. Eu vin din mediul de business. Am făcut facultatea de business de la Cluj. Am încercat să deschid și să dezvolt niște business-uri foarte mici. Așa că știam pe cine să întreb, cum să întreb. Mi-am făcut destul de multe relații și am cunoscut destul de mulți oameni în ăștia 10 ani când am făcut tot felul de lucruri. Și în momentul în care ne-am hotărât pe asociație, am știut pe cine să sun. Și ăsta a fost avantajul nostru. Nu știu dacă m-am confruntat cu probleme, dar am avut destul de multe emoții pe tot parcursul, că cea mai complicată parte este partea de finanțare. Ne-am dorit de la început ca pentru beneficiar să fie totul gratuit, cu toate că noi plătim toate serviciile. Nu am mers deloc pe varianta de voluntariat. Ne-am dorit toți specialiștii să fie plătiți, ca să știm că vin la program, că își dau tot interesul. Nu că nu și l-ar da dacă ar fi venit ca voluntari, dar poate n-ar fi venit cât ar fi fost nevoie, când ar fi fost nevoie, ar fi venit în timpul lor liber. Și atunci am încercat să evităm partea asta și ca să avem continuitate, dar noi plătim fiecare terapie, fiecare masă oferită, fiecare noapte de cazare, fiecare angajat. Da, asta a fost cel mai, și este în continuare cel mai dificil, să găsim fonduri. Că tot vorbim despre ceilalți, hai să vorbim puțin și despre tine. Cum convertești toate aceste activități într-o motivație zilnică? Pentru că mă gândesc că ai nevoie de foarte multă motivație să realizezi aceste lucruri. Cum ți-o găsești? Trebuie să fie ceva acolo, ascuns, în inima ta, că dacă... Da, păi sunt în legătură directă cu toți specialiștii noștri care lucrează, știu cu ce situații vin beneficiarii noștri, știu cât de mult îi ajută și acum după câțiva ani pot spune că avem peste 1800 de familii pe care le-am ajutat și știu că fiecare zi în care lucrăm și lucrăm bine și ne facem treaba eficient, mai ajutăm încă un om, mai ajutăm încă o familie, mai ajutăm puțin comunitatea și mi se pare așa cumva că om ca om scopul este, nu știu, în 20 de ani să deservim toată România. Da, până acum am vorbit despre trecut, să vorbim despre viitor, ce proiecte ai. Pentru că mă gândesc că și tu la rândul tău te-ai gândit la anumite variante sau modalități prin care poți preveni cancerul, nu doar al trata sau, bineînțeles, da, să fii alături de om, să navighezi alături de un om cu probleme oncologice până la final sau până se vindecă. Cum putem preveni această
crudă boală. Da. Păi, în primul rând, ține de educație. De anul ăsta avem un proiect despre care nu am mai vorbit până acum. Mulțumesc de întrebare. Avem un survey, un chestionar făcut cu Universitatea de Vest, cu Departamentul de Cercetare și Inovare sau Inovație din Timișoara, în care mergem la companii. Angajații completează acest chestionar ca să vedem care este starea actuală, dacă merg la screening, dacă și-ar dori, dacă au antecedente în familie, dacă înțeleg ce înseamnă screening-ul și metodele de prevenție. Apoi mergem cu specialiști la acele companii, vedem, încercăm să-i educăm, să știe la ce se aștepte, să știe ce înseamnă screening-ul și să încercăm să îi îndrumăm către specialiști și apoi le căutăm soluții de screening pe cât se poate gratuite, decontate prin casa de asigurări sau prin campanie de prevenție. Screening înseamnă instrumente medicale? Sau? Da, prin care putem detecta cancerul într-o fază incipientă. În toate fazele se poate detecta, noi sperăm că în faze incipiente, da. Ăsta este targetul, de fapt. Ne dorim să descoperim la timp ca să putem trata foarte repede, adică medicii să trateze și noi să venim cu restul de servicii pe partea emoțională și sperăm să avem cât mai multe realizări din punctul ăsta de vedere. Pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc știu mai mult sau mai puțin despre ONG-uri, ce alte calități sau abilități crezi că ai nevoie atunci când vrei să iei calea asta a voluntariatului? Da. Pentru că știu că România nu e așa educată. Mulți se caută foarte mult voluntari și sunt tot felul de programe. Am văzut în străinătate că oamenii din comunitatea locală se implică foarte mult în activități de voluntariat. Spune-ne mai mult despre activitățile acestea de voluntariat și cum ne ajută pe noi, mai ales latura spirituală din noi. Păi, după cum ziceam, noi nu prea lucrăm cu voluntari. Dar la noi și angajații sunt angajați, dar voluntari îi considerăm de fapt pe donatori și pe sponsori, pentru că ei își donează unii din timp ca să facă niște lucruri pentru noi, nu știu, să strângă formulare, să ajungă informația acolo unde trebuie, să dea de veste cunoscuților despre serviciile noastre. Îi considerăm voluntari pe chiar și companiile care ne sponsorizează, pe cei care, nu știu, trimit un SMS la 8044 cu textul sprijin și ne dau 2 euro în fiecare lună. Eu am cunoscut foarte mulți voluntari în anii ăștia. Okay. Nu știu dacă știu pe cineva care să nu fi făcut vreodată vreun bine cuiva. Adică oamenii poate nu sunt așa de publici când fac lucruri de bine, din motive mai personale, dar să știi că sunt mulți oameni care fac bine. Și în România și când le cer ajutorul, în general ne ajută. Cu ce pot fiecare, știi? Câteodată pot mai mult, câteodată nu pot acum, pot mai târziu, dar ajută. Ce trebuie ca și calități? Nu știu, poate să-l vezi pe celălalt ca fiind cel puțin egal cu tine, să te gândești la el ca și cum ai fi tu sau familia ta și să încerci să-l ajuți cum te-ai ajutat pe tine, poate un pic mai mult, că tu ești, adică tu ai ca ONG-ist onoarea de a putea fi de partea asta de masă, știi? Dacă ești beneficiar, da, momentan îți este mai complicat și atunci pentru noi este o foarte mare onoare să lucrăm pentru alți oameni. Dat fiind că faptul că ai fost și antreprenor, iar acum ești ONG-istă, da, între ghilimele, da, care e diferența sau dacă îți lipsește viața de antreprenor? Păi, simți că ai făcut cea mai bună alegere? Nu prea îmi lipsește în general nimic. N-am regrete. Cumva am reușit să ajung la oamenii aceia pe care îi ajutam înainte, neorganizat și poate cum puteam. Toată lumea când află că sau că ești bolnav sau că ai pe cineva bolnav și n-ai foarte multe informații, vrea să te ajute.
Da. Oameni de bine care ei sunt foarte bine intenționați, dar neavând pârghile și informațiile necesare, s-ar putea să nu te ajute mai mult să te încurce. Și de asta am vrut să lucrăm cu cei mai buni specialiști, să vorbească doar oamenii care știu ce spun. Nu. Nu lipsește nimic, că n-am regret în general așa în viață. Fac ce e de făcut și nu știu, mai trece o zi. Cum arată o zi din viața ta? 20-30 de telefoane? Nu, 50 de mail-uri? Da, un pic peste de toate. Mail-uri mai puține, mai multe telefoane. Am doi copii. A, să se trească. Da, am un partener, am un cățel. Am o viață normală, ca orice om care lucrează, doar că programul meu este puțin diferit și responsabilitatea poate este un pic mai mare. Că este, adică răspunderea mea este să mă asigur că toate lucrurile sunt în ordine, că suntem în legalitate cu orice facem, că toată lumea este deservită, că nu refuzăm pe nimeni și că avem fondurile suficiente ca să plătim pe fiecare. Deci asta este treaba mea. Prioritatea. Da. Asta este jobul meu, de fapt. Și restul fiecare specialist cu jobul lui. Cum reacționează antreprenorii când le spui de finanțare? Că cred că asta e cea mai sensibilă, cel mai sensibil lucru la un proiect sensibil. Avem, eu în general mă duc la toată lumea să cer. Îi suni sau mergi direct? Pe unii sun, că pe unii cunosc. Mai îmi spun oamenii, când nu mai poți și nu mai poți, dă-mi un telefon că o să te ajut cumva. Și atunci când nu mai am nicio altă soluție, îi sun și mă ajută cu ce pot. O listă de backup, nu? Da. Sunt deja companii care ne sună direct să le trimitem model de contract de sponsorizare. Avem câțiva oameni care ne ajută cu strângerea de formulare, care pare foarte puțin, așa, uite, dăm un formular, dar ajută. Când se adună toate, poate jumătate de lună sau o lună, ne întreținem activitatea din acele formulare. Sunt tot felul de antreprenori, dar în mare parte să știi că am cunoscut oameni faini, care chiar dacă nu ne ajută pe noi ca asociație, ajută pe celelalte asociații care ne sunt oricum prietene și mă bucur că tot mai mulți aleg să redirecționeze cei 20% din impozitul pe venit sau pe profit către ONG-uri, chiar dacă nu este sus inimă și nu știu, sunt restul ONG-urilor, Fundația Polisano, Animal Life. Noi colaborăm așa între noi, suntem prieteni, ne întâlnim periodic, împărtășim... Asociații, între asociații, nu? Exact. Asociații. Cred că ar trebui oricum să ne sprijinim toți în toate domeniile și cred că toată lumea care ar avea nevoie de ajutor, indiferent că este om sau că este animal, ar trebui ajutat atunci când are nevoie de comunitate. Am văzut de curând că ai realizat ceva frumos și la Timișoara. Cât timp ți-a luat? Cât de greu a fost? Păi, casa am găsit-o relativ simplu. A fost complicat să trainuim un om ca navigator de pacient. Cursurile durează aproximativ 2 luni. Și n-am putut să deschidem până n-am avut navigator de pacient. A trebuit amenajat, a fost complicat pe partea financiară că, nu, ca să cumpere mobilă. A apelat și la antreprenori din Timișoara? Adică au fost oameni deschiși? Da, dar pentru că încă nu ne cunosc, nu neapărat că sunt reticienți, dar nu avem încă rezultate și nu văd sau n-au văzut până acum potențialul. Vom avea o zi a porților deschise în 21 aprilie. În care vom invita pe toată lumea, inclusiv spitalele, mediul de business, nu știu, posibili beneficiari, pacienți oncologici, care să vină să ne treacă pragul să vadă cât de frumos este acolo. Și de maraton ce poți să ne spui? Că ești și sportivă, da. Nu? La câți kilometri? Am fost sportivă, acum nu mai sunt așa de sportivă. Handbal sau volei? Tenis. Tenis, tenis de câmp. N-am nimerit-o. Volei, maică mea. Da, la maraton, cred că suntem în al 4-lea an în care alergăm. Chiar casa asta am renovat-o și am deschis-o cu ajutorul alergătorilor și fundraiserilor care s-au înscris pentru noi la maratonul de atunci. Da, încercăm să strângem în fiecare an bani ca să susținem oameni, să îi ajutăm cu ce nevoie găsim noi. Și acum am descoperit de un an de zile o nevoie stringentă și anume... sunt pacienți oncologici care sunt în incapacitate de a-și găti, care sunt singuri, care nu-și permit
poate nici măcar să meargă să-și cumpere alimente. Și atunci încercăm să venim în sprijinul lor, să livrăm mese calde la domiciliul lor, cel puțin de două ori pe săptămână, cu ajutorul restaurantului Pasaj. Meniurile sunt făcute de către nutriționistul nostru cu bucătarul restaurantului Pasaj și livrate de către noi de două ori pe săptămână. Sperăm că 6 luni, cel puțin 30 de beneficiari să suplinim. Da, apropo de solicitări, cum identificați voi pacienții sau vă sună aparținătorii? Care e procedura? Acum au început să ne sune de când au din stadiu incipient al tratamentului lor sau de la o suspiciune. Află că s-ar putea să aibă cancer, prima dată ne sună pe noi. Ce să facă, pardon, în următorul pas? Unde să meargă, la ce medici, ce înseamnă denumirile pe care ei probabil sau o mare parte nu le cunosc. Și atunci încercăm să-i îndrumăm. Și ulterior, dacă mai... Adică, cum ajungeți la pasul în care el beneficiază de toți specialiștii asociației? Avem un infoline, nu știu, acolo e camera. Ăsta este infoline-ul, ăsta este numărul de telefon al colegii noastre Tina, care în Sibiu răspunde. Avem centru din Sibiu, este deschis de la 9 dimineața la 5 după amiaza. Pot veni pentru informații, pot veni să se folosească de zona de relaxare dacă simt nevoia, nu știu, după tratament, dacă nu vor să meargă acasă, vor să se uite la televizor în altă parte sau vor să socializeze cu alți, cu alte persoane care trec în același timp prin același lucru, într-un mediu informal, asta facem la centrul de pe noi ca acum. Deci ar putea să vină oricând și pot suna și la InfoLine pentru informații și să se programeze la specialiști care vin săptămânal, 2-4 ore, depinde de nevoie. De fapt, concluzia este că există un număr de telefon, nu? La care oamenii pot... Da, și că suntem deschiși de luni până vineri. Până acum, chiar numai pe două persoane, n-am putut să le ajutăm pentru că nu aveam acele servicii. Asistență medicală la domiciliu nu avem. Și nu avem voluntari care să stea cu ei în spitale. Deci asta încă nu putem suplini, nu știu încă dacă vom reuși. Există și pacienți care sunt cumva timorați sau rușinoși să ceară ajutorul? Da. Dar sunt prieteni care îi îndrumă, care sună ei prima dată să știe ce oferim și atunci... Sună aparținătorii. Sună aparținătorii, sună prietenii, sună cunoștințele, să ne întrebe... Sunt care fac, uite, ședințe de terapie 1-1 online. Fac prin telefon pentru că nu se simt confortabil să vină sau nu se pot deplasa. Și atunci colega noastră care este psiholog face și online cu ei. Cred că au nevoie și psihologii la rândul lor, nu? Da, de psiholog. Majoritatea mi se pare lucrează foarte greu. Cu alți psihologi, da. Chiar e foarte greu, cred că. Da, cred că toată lumea are nevoie de ajutor, știi? Noi încercăm să ajutăm așa. Bine, Carmen, îți mulțumesc că ai ales să vorbești cu mine. Îți doresc succes. Iar cei care s-au uitat la noi, vă doresc toate cele bune. Dacă simțiți nevoia de ajutor, Carmen este aici, pe strada Constanții Noica, numărul 26. Iar cei care sunt cumva încercați de destin, există un număr de telefon la care puteți apela tot așa, cu toată încrederea. Mulțumesc tare frumos, zi faină și ne vedem data viitoare.